Bună dimineața. Mai cu putere, bună dimineața. Bună dimineața. Unde ți-ai vocea? Ai trimis-o la casă. Da, ești cu mintea, dă-i drum. Hai, pleacă, du-te de unde ai venit. Ai predat-o? Ce ai avut-o pe invitat? Am predat-o, da. Uite, astăzi trebuia să avem un invitat care tocmai mă anunță că nu poate veni pentru că nu avem translator și cum tu nu cunoști limba armeană, am zis că mai bine stăm liniștiți și așteptăm să vină translatorul, nu? Ce zici? Hmm? E așa diferența mare? Limba armeană? Da. Nu știi română? Nu, vorbește engleză, dar și pentru engleză avem nevoie de un translator ca să ne putem înțelege foarte bine. Păi și eu ce eram aici? Păi eu am zis să nu te solicităm foarte tare, că uite, poate rămâi fără voce și tu. Da, mă sună, din păcate nu pot să-i răspund. Era vorba de, și este vorba de Suren Shahverdian. Este regizorul care va pune în scenă în curând la Teatrul Tony Bulandra, pe scena Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, piesa shakespeariană Otello, la care și lucrăm în prezent, Costin, și te invit cu drag să vii pe 29 aprilie la premieră, iar pe 7 mai la avantpremieră, scuze, iar pe 7 mai la premieră. Ce zici? Nu, cred că uite, am timp. Eu sunt implicat în alte chestii acum, Raluca. Îmi pare rău, trebuie să te refuz. Da, dar știi povestea cu Otello? Cunoști? Nu suntem prieteni buni. Uite, o să citesc puțin din comunicatul de presă. Dacă se poate. Mai cu putere, așa, mă, la cafeaua de 10 aici, la Columna TV. În caz că n-ai observat, lipsește de lângă noi colega noastră, Iulia Gherca. Care din motive? Observat, că doar nu crezi că stăteam peste din motive, dar chiar ce cauți în locul ei? Păi nu, e un loc omot, să știi. Ați făcut din asta la notar? Să-ți dea voie să iei loc? Nu, dar am găsit și eu un loc liber și am să mă pun undeva am să fiu comodă. Și l-ai ales fix pe ăla de acolo. Păi și tu ce cauți pe locul meu? O să mă văd mai încolo, nu-i problema. Hai, citește-ne, ce ai acolo? Este comunicatul de presă care vizează premiera spectacolului Otello, ce va avea loc pe 7 mai, începând cu ora 19. Drama shakespeariană îl prezintă pe Otello, o legendă vie, un om nobil, viteaz și victorios. Erou de război, ca și tine, Costin. Cum adică erou de război? Da. Păi nu te războiești în fiecare zi? Nu, nu-mi permit să-mi iau titulatura asta, n-am, nu. E până acolo, trebuie să dai dovadă de... Hai să-ți spun despre Suren, invitatul care trebuia să ni se alăture astăzi, dar cu siguranță îl vom avea săptămâna viitoare aici la O Cafea, chiar dacă programul lui este foarte încărcat pentru că se repetă intens. Suren este unul dintre cei mai apreciați regizori armeni din Europa și un prieten vechi al teatrului Tony Bulandra, unde a mai și regizat încă două spectacole, Hitler in Love sau Un tramvai numit Dorință. Reîntoarcerea sa la Teatrul din Târgoviște pentru montarea spectacolului Otello este un eveniment îmbucurător atât pentru colectivul teatrului cât și pentru publicul care l-a aplaudat la scenă deschisă. Ei, da. Ia să vedem cine este rolul principal feminin. Andrada Fuscaș este în rolul Desdemonei. Știi că s-a și organizat un casting pentru acest rol. Suntem curioși să o vedem și noi și să aflăm mai multe despre ea. Despre Desdemona? Despre Desdemona, da. În curând. Ieri a fost și o conferință de presă la teatru prin care directorul Constantin Mihai Ranin ne anunța faptul că pe 19 aprilie spectacolul Romeo și Julieta, o dragoste mai puternică decât moartea, în regia Irinei Niculescu, a participat la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova, unde, bineînțeles, au primit foarte multe aprecieri, au apărut și într-un catalog.
Da, și totodată sunt invitați la alte trei festivaluri internaționale în acest an. Mai întâi în Iran, apoi în Turcia și în Polonia. Și bineînțeles, în 2017 vor participa la Festivalul Mondial al Teatrelor de Marionete Charles de Ville-Mézières en France. Da, îi mulțumim domnului director că a reușit să țină ridicată ștacheta și să reprezinte scena teatrului, să reprezinte, mă rog, lumea asta a teatrului românesc și peste hotare. Da, Raluca, am și eu câteva informații adunate de prin presă. Prima informație vine pentru microbiști, așa cum am zis ieri. Dinamo s-a calificat în finala Cupei României după meciul cu Steaua București, care s-a terminat egal 2-2. Iar acum, după meciul între CFR Cluj și ASEA Târgu Mureș, cei de la CFR s-au calificat în finală și, bineînțeles, vor juca finala Cupei României împotriva lui Dinamo București. Nu prea mă pricep la sport, dar dacă ne calificăm, oricând este de bine. E un meci între două echipe românești din Cupa României. Păi nu contează, una din ele. Eu țin cu cea câștigătoare întotdeauna. Da, și mai avem o informație care vine din partea lui Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, care spune că posibilitatea ridicării vizelor pentru români va apărea după anul 2017. Deci există posibilitatea să călătorim în America fără viză. Ce spui de asta? Cum se pare? Păi, mă gândeam să-mi iau cetățenie franceză și pot să plec în America fără prea multe probleme. Eu mă gândeam probleme. Că nu mă interesează niciun fel. De ce? Poate vrei să-ți ceri de soție, iubita? Da, în Marele Canion. Să faci un flash mob în Nu mă fascinează America. Nu. Pentru unii informație e foarte utilă, așa că sperăm să fie ridicate vizele. Știi, dacă vrei să scrii un invitation în limba engleză și telefonul tău este setat pe limba română, îți scrie invitation. Invitațion. Invitațion în loc de invitation. Da, mai avem o veste tristă care vine, a apărut ieri după orele 20, dacă nu mă înșel. Din păcate, vestitul cântăreț Prinz, sigur ai auzit de el, a încetat din viață la vârsta de 57 de ani. Acesta a fost găsit decedat în studioul său de înregistrări. Deocamdată nu se știe din ce cauză a decedat. Ei, mai multe, haide, pe bune, toții... Sunt mai multe, nu știu, sunt mai multe păreri, rămâne să vedem ce o să spună ancheta. Îmi pare rău, avea niște melodii, exact, chiar îl rog pe colegul din emisie dacă are posibilitatea să ne pună câteva melodii de la Prinz, să ascultăm. A fost, din ce țin eu minte, unul dintre rivalii lui Michael Jackson în muzica pop. În anii 80. Da, mi este dor și acum de Michael, să știi. Da, cui nu este dor de Michael? Și mai am o informație despre bursele superscrieri. Se oferă 12.000 de euro pentru proiecte jurnalistice despre educație și proiecte jurnalistice de profunzime pe tema violenței domestice. Păi hai să ne apucăm de treabă, ce mai stăm pe gânduri. Sunt 6 burse în valoare de către în valoare de câte 2000 de euro care vor fi oferite autorilor care vor reuși să realizeze materiale jurnalistice despre educație, iar a treia ediție oferă 3 burse a câte 2000 de euro și susținere editorială pentru realizarea unor materiale jurnalistice care să aducă perspective asupra fenomenului violenței domestice. Te bagi? Te bagi, nu? Dacă vrei să spun, am participat și anul trecut cu un text. Ha, și unde sunt banii, Costina? Acum ne spui. Dar n-am câștigat. Aș, am înțeles. Da, informația e de reținut. Bine, uite, hai să-ți spun. Mai am și un info, stai puțin. Pentru că tot ai ajuns la burse și oameni deștepți, nu vreau să te întrerup, uite. Vreau să-ți spun că România
Are foarte mulți oameni deștepți, pe lângă faptul că am inventat noi românii stiloul, da, roata, roata, laserul, da, insulina, roata, avionul, avionul, da. Da, am inventat destule lucruri. Eu vreau să spun că acum avem cel mai tânăr masterand din Europa, are doar 10 ani, este la master și se numește Petru Rogojan. Da. Da, și dacă tot mi-ai adus aminte... Și studiază web design. Da? Părinții, da, părinții efectiv nu l-au putut opri, i-au lăsat calculatorul pe mână și... Și copilașul meu mi-a scos buton aseară de la laptop. Așa începe totul, cu scoaterea unui buton. Deci, ce e butonul ăsta? Uite, nu e aici, locul lui trebuie să fie în altă parte. Da. Vreau să-l salut și eu pe noul arhitect șef al județului Dâmbovița, Iulian. După emisiunea de ieri mi-am dat seama cine e de fapt, eu am vorbit cu el. Nu știu dacă mai este membru în platforma Civica Acțiunea 2012, dar o să-i transmit invitația de a veni la noi la o emisiune într-o dimineață. Bine, sigur că o să-ți semnez ca să poți să-l aduci în emisiune. Ce să semnezi? Păi nu știi că nu poți aduce pe nimeni aici fără acordul meu și al Iuliei. Da, Iulian Vișanu. Sigur că îl vrem aproape, pentru că în felul acesta o să ne povestească despre proiectele pe care le are în vedere în următoarea perioadă legate de arhitectura orașului nostru. Și așa suntem colorați. Poate o să dea o lege din aia, să avem și noi toți gardurile vopsite de aceeași culoare, să nu mai avem... Să transformăm... Să ne punem toți țiglă. Să înfrățim Târgoviștea cu Chișinău. E, gânduri mari. De ce gânduri mari? O capitală ar trebui să fie înfrățită cu o capitală, nu? Da. Păi noi suntem o capitală mai mică. Putem să ne înfrățim cu Orheiul. Nu, cu Chișinăul. Orheiul vechi. Al doilea mare este oraș. Este un peisaj superb la Orhei. Este minunat. Un adevărat landscape. Demn de patrimoniul UNESCO. Dar o serios? Veche cetate a țării românești merită să se înfrățească cu al doilea oraș ca mărime al României. Păi, nu? Da, da. Păi, și atunci? Încep să achiesez la ideile. Uite, vezi cum te-am adus pe calea cea dreaptă. Da, îți mulțumesc. Eu sunt de acord să ne unim cu Basarabia, să facem tot ce-i nevoie. Poate și cu partea de nord a țării. Este o provincie acolo care se numește Galiția. Dacă vrei să-ți arăt harta veche... E așa, câteva un teritorii. Un sfert din Europa. Sunt de acord, dar doar... Așa. Da, Găgăuzia e Republica Autonomă Anterior Republicii Moldova. Transnistria e Republica Separatistă. Sunt perfect de acord, doar ca lucrurile acestea să se realizeze în condiții de pace totală. Uite, astăzi este chiar un seminar prin la referendum. Institutul Diplomatic Român, o conferință care marșează pentru ideea asta de pace și este împotriva războaielor nucleare. Sunt de acord. Să nu vină prietenii noștri ruși să ne bată la ușă că le-am furat. Dar de ce să ne bată la ușă? Cine pe cine a furat? E întrebarea mea acum. Păi nu, eu zic că au noi și ei o suveranitate. Nu le-am... Ce treabă au ei? N-au de ce se implice în problema asta. Dacă ei nu au ce căuta aici. Cetățenii sunt de acord să se unească cu românii. Eu îți spun, prin referendum. Printr-un referendum organizat simultan pe ambele maluri a Replutului. Așa, da. Bine, uite. Și supravegheat de persoane din afara României. Supraveghetori din Uniunea Europeană. Bine, îți mulțumesc că m-ai adus pe calea cea dreaptă, sunt de acord, dar repet, doar în condiții de pace, nu vreau în certuri condiții de între pace. State, nu, 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 războaie nu, nu. Și... Totul va fi decis de cetățeni, de cetățenii României care se află și de o parte și de cealaltă a Prutului și acolo tot României. Citesc despre o animație, a fost lansată o animație pe internet, care durează aproximativ 3 ore și le permite curioșilor să retrăiască ultimele ore înainte de scufundarea celebrului Titanic. E foarte tare, filmul poate fi găsit pe YouTube și nu l-am urmărit, țin să spun că nu l-am urmărit, dar din ce citesc aici pare foarte interesant și chiar o să-l deschid după emisiune. Deci ce se întâmplă? Mai spune-mi. Putem să urmărim în timp real ce s-a întâmplat timp de 3 ore până când Titanicul s-a scufundat complet.
E ca și cum ai fi acolo. Ai un fel de 3D așa? Da, e foarte interesant. Da, dacă te puneau și într-un scaun din ăsta să simți efectiv cum se înclină. Dar, Luca, uite, vaporul. Am câteva informații și despre vreme, că vine pauza grămadă peste noi și o să ne arunce afară așa pe fereastră. Dar nu-i problemă dacă ne arunc afară, pentru că avem astăzi la Târgoviște 20 de grade maxima zilei. Deci e foarte frumos. 20 de grade. Și eu de ce sunt răcită la 20 de grade? Păi, știi că era o vorbă, oamenii inteligenți răcesc vara. Sau când e cald afară. Nu este o ironie, nu? Nu, vorbesc serios. Bine. Deci se întâmplă ceva cu creierul tău, ai grijă. Da, încearcă să devină mai bun. Da, trebuie să luăm o scurtă pauză, iar apoi revenim cu câteva semnificații istorice ale zilei de 22 aprilie. Mamă, 22 aprilie Perfect. A trecut. Pauză și revenim. A trecut aproape jumătate de an, tu dai seama? 2016. Mamă, se apropie 2018. Prietenii știu de ce. Da, luăm o scurtă pauză și revenim aici la cafeaua de 10. E timpul să ne gândim la concediu. Vrem relaxare, nisip fin, hoteluri de lux, specialități delicioase, distracție și, bineînțeles, mare. B24 Travel îți propune o destinație care, cu siguranță, îți va satisface toate cererile, pentru ca vacanța ta să fie așa cum ai visat. Alege un sejur în Antalya la prețul de 580 de euro la hotel Rixos Downtown de 5 stele și beneficiezi de 7 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv, transport avion, taxe de aeroport și transfer aeroport hotel. Oferind vedere la mare și la munții Taurus, acest hotel de 5 stele este situat în mijlocul grădinilor cu vegetație exotică din parcul cultural Atatürk. Proprietatea pune la dispoziție 4 localuri de luat masa, o piscină în stil lagună și serviciu gratuit de transfer la plajă. Antalya, centrul coastei turcești a Mării Mediterane, este pentru cel care o vede prima dată o minunată surpriză. În timp ce călătorul deja îndrăgostit regăsește aici plaje liniștitoare, bulevarde umbrite de palmieri și peisaje bogate care îți taie respirația. Antalya este cel mai frumos oraș al Turciei, îndeajuns de incitant pentru a te face să-ți dorești să revii. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm servisul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Iată că am revenit aici. Mai cu forță! Iată că am revenit! Așa! Stai puțin că nu suntem la meci aici. Suntem doar la o emisiune. Astăzi este vineri, nu? Da. 22 aprilie? Da. Sigur 22? Da. Ora 10 și 25, 13, 15, 16, 17. E bine că, uite, reușim să luăm un loc în spațiu. Ai. Și să aflăm ce este cu noi astăzi. Partea bună este că va veni weekendul. A venit Ai deja. Planuri? Ai planuri? Da. O să merg să strâng semnături. O să muncești? Da, o să muncesc. Mai ai multe? O să termin. Luni trebuie să depun dosarul la biroul electoral județean. Păi în cazul ăsta îți dorim succes. Mulțumesc. Pe mine, poți să mă iei și pe mine acolo cu tine să mă implici în activitățile tale. Ce vrei, dacă simți nevoia. Viceprimăriță, ce vrei să fii? Nu vreau. Nu poți, că n-ai domiciliu. Conducere, că responsabilitățile sunt destul de mari. Nu. Chiar nu vreau funcții de conducere, nu. Lasă să fiu mai productivă. Uite, hai să-ți spun ce se va întâmpla mâine, sâmbătă 23 aprilie, în București. Va avea loc marșul bicicliștilor. Bicicliștii bucureșteni vor piste pentru biciclete și un oraș pentru oameni și vor pleca frumos încoronați, bineînțeles, cum să zic, să nu zic acel cuvânt călare pe, cum să zic, călare pe bicicletă. Așa, vor pleca într-un marș de la piața Charles de Gaulle până în Parcul Tineretului. Adică vor protesta, ce să mai. Deja 8-a ediție, nu? Da. Strânge din 9.000 de participanți, da? Și cred că și vor mai fi câteva și piste. Bucureștiul va fi paralizat jumătate de zi. Pentru că, e sâmbătă, ce crezi că e așa aglomerație în București? Vorbesc serios? Du-te mâine în București. Nu poți nici să respiri. Că na, așa e infrastructura la noi. Dar ce n-am spus noi până acum este că pe 22 aprilie se sărbătorește ziua Pământului, Raluca. Din pământ venim și în pământ ne vom întoarce. M-a anunțat Facebook-ul că da? Trebuie să sărbătoresc. Da, ai acolo un chenar și îți spune astăzi este ziua Pământului, Raluca. Da, okay. 22 aprilie este ziua în care s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Acesta a apărut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți împotriva războiului din Cambodgia. Frumos în Cambodgia, aș vrea și eu să merg, am un coleg acolo. Că vrei să-l vizităm, ne așteaptă. În Cambodgia? Nu. Nu. Hai să vedem ce mai avem. Am pregătit semnificații istorice pentru ziua de 22 aprilie. Așa am zis, nu? Da. Pe 22 aprilie începem cu o veste foarte interesantă. Pe 22 aprilie 1724 s-a născut filozoful Immanuel Kant. Da, este a fost unul dintre cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. Da, profesorii de la științe politice din București îi terorizează. Critica rațiunii pure! Iar pe 22 aprilie 1850 s-a născut poeta cu ei, Veronica Micle. Iubita lui...
Aceasta a publicat poezii, nuvele și traduceri în revistele Vremii și este cunoscută datorită legăturii cu poetul Mihai Eminescu. Legăturilor amoroase. Legăturile... Hai să completăm textul. Contractuale. Păi și astăzi unele mai ajung celebre tot prin legături din acestea, da, contractuale. Da, așa e, când te conectezi la internet, da, impresia că poți să zbori oriunde. Pe 22 aprilie 1867 s-a adoptat prima lege monetară din România, prin care leul a fost desemnat unitatea monetară. Acesta era compus din 100 de bani. Bă, dar eu sunt curios de ce au ales denumirea de leu. Adică ce treabă are leul cu România? Putea să aleagă și eu o capră neagră, un zimbru, un râs. Este cum să fie râs? Băi, dar că ar fi fost pe bune. Un râs. Să fi fost moneda României râsul. Păi oricum e moneda cât de tot costă, râsul. Cât vă costă o sticlă de apă? Doi râși. Da, leu, puteai să aleagă o pisică mai daneză, eu știu. Pe 22 aprilie 1870 s-a născut Vladimir Ilich Tchaikovsky. M-am dus cu gândul la alt Ilich, Lenin, întemeitorul Uniunii Sovietice. A fost primul premier al Uniunii Sovietice. Vezi seamănă, că le facem selfie-uri, zâmbește. Seamănă cu Caragiale, dar nu-i problemă. Pe 22 aprilie 1877, hotărâtă să-și cucerească independența, România a întrerupt relațiile diplomatice cu poarta otomană. Băi, gata, ne-am săturat ceată, mai mâncăm și sarmale, că ni s-a luat de kebab și shawarma, nu? Pe 22 aprilie 1894 s-a născut scriitorul, foarte cunoscut de altfel, Camil Petrescu. A fost un romancier, dramaturg, doctor în filosofie și poet. Și avem aici câteva titluri de opere, Jocul Ielilor, Suflete Tari, Ultima Noapte de Dragoste, Întâia Noapte de Război, poate fi Ultima Noapte de Război, Întâia Noapte de Dragoste, Patul lui Procust, Teze și Antiteze. Și de altfel, am o semnificație istorică foarte interesantă, care se adresează și locuitorilor din Răcari, pentru că acolo este înmormântat Ion Ghica, fostul prim-ministru al României și scriitor. Pe 22 aprilie 1897 a murit acesta, care a fost de altfel și președinte al Academiei Române. Cele mai cunoscute scrieri ale sale sunt scrisorile către Vasile Alexandri. Da, pentru cei care nu știu, acesta este îngropat la Ghergani, în capela pe care chiar el a construit-o în fosta curte, fosta proprietatea lui, lângă conacul care i-a fost reședință. Pe 22 aprilie 1904 s-a născut J. Robert Oppenheimer, fizician, care a fost părintele bombei atomice. Nu? Așa. A născut și el o bombiță acolo. A fost părinte, a crescut-o până s-a făcut mai mare. Pe 22 aprilie 1909 s-a născut la Torino neurobiologul Rita Levi Montalcini, laureată a Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1986, alături de Stanley Cohen pentru descoperirea factorilor de creștere NGF și EGF. Care hai, contribuie la chineza deoparte. Creșterea celulelor țin ceva, țin ceva, ce putem și noi. Țin ceva, țin ceva, țin ceva, 1915, țin ceva, țin ceva. Armata germană folosește pentru prima dată gazul asfixiant la Ypres. Pe 22 aprilie 1916 s-a născut violonistul și dirijorul Yehudi Menuhin, elev al compozitorului român George Enescu. Ia ce mai avem, mai am două, oh, mai am mai multe. Azi ești plin de semnificații. Da. Pe 22 aprilie 1986 a încetat din viață Mircea Eliade. A, da. Vezi câte s-au întâmplat pe 22 aprilie? M-am da, cel care a scris mai trei că... noapte de sinziene. Istoria din... religiilor, să știi că... Sacru și profan. Da. Nu în cer, nu scrie? Nu. Pe 22 aprilie 1989 a murit compozitorul Paul Jelescu, născut pe 6 aprilie 1901. În 1994, pe aceeași dată, de 22 aprilie, fostul președinte american Richard Nixon a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.
A fost cel de-al 36-lea vicepreședinte și cel de-al 37-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar în 1996, în ziua de 22 aprilie, a murit poetul și prozatorul Mircea Ciobanu, cel care a scris Patimile, Martorii și Vântul Ahab. Cam atât cu semnificațiile istorice pentru ziua de 22 aprilie, de altfel o zi încărcată de istorie. Da, ai ceva să-mi transmiți? Păi uite, te verific să văd dacă mai am ceva sărbători. A, ziua planetei Pământ. Da, și apare. Dacă toți suntem la capitolul sărbători, să ținem să urăm și noi la mulți ani și fericire și sănătate și bani și mai știu eu ce vă mai doriți, celor care poartă numele de Gheorghe și Gigi, Gică, Florin, Florina, Gheorghe? Florica, mâine. Este Sfântul Gheorghe, iar duminică sunt florile. Ce de... Îți dai seama că toată lumea o să fie acasă, că o să merg așa din poartă în poartă. Avem și noi. Avem o sărbătorită și în spatele camerei. Sper că ne-ai adus bomboane și șampanie, că altfel nu te mai primi cu aici la cafea. Adică doar nu o să vii cu mâna goală. Fără șampanie din aia pentru copii. Să faci cinste. Șampanie din aia pentru copii fără alcool. Da, n-avem voie. Păi nu, că noi nu... Noi nu ce? Eu nu noi consum alcool. Noi nu dăm cu alcoolul, știm asta. Păi îți dai seama ce s-ar întâmpla. Ai seama, luni dimineață... Bine m-am găsit la o ediție a emisiunii Cafea de 10. Apropo, că tot ai zis de florii, uite, Muzeul Țăranului Român, ca în fiecare an organizează un târg de florii, un târg al meșterilor populari, unde poți găsi și cei care vând acolo tot felul numele? De obiecte. Păi, probabil sunt și sărbătoriți printre ei în perioada 22-24 aprilie. Că se știe coane, o încondeate, țesături și tradiționale. Cum sunt numerotate tarabele acolo? Florin nu 1, știu, dar Florin este 2, un târg Florin destul de popular la care vin și foarte mulți străini care să sunt vină, în România. Că au ce vedea, să vină. Păi, tocmai asta spun. Tu ce-i vrea, de exemplu, să cumpere așa tradițional? Ți-ai dorit de mult timp și, uite, n-ai putut să-ți achiziționezi. Vrei părerea mea sinceră? Da. Aș cumpăra toate teritoriile pierdute de România și le-aș alipi țări. Păi ceva material ăsta, da, deja este teritorial. Spune-mi ceva, un obiect mai mic, o icoană, nu poți să te rezumi și tu la o icoană, vrei teritorii. Lucruri mari. Destul de avid, țintesc colegul sus meu. Da. Ah, mi-am adus aminte de teritoriile pierdute, stai puțin, că am avut ieri o reacție pe Facebook, după ce ieri președintele Ucrainei a făcut o vizită în România, Petro Poroșenko. După întâlnire, președinția ucraineană a declarat că România oferă un sprijin financiar Ucrainei în valoare de peste 750.000 de euro. Pentru? Și? Păi, sprijinul întotdeauna așa trebuie până să fim. Până să înceapă războiul în Ucraina. Mare. Inimă mare au fost românii de fiecare dată și au avut mereu de pierdut. Până să înceapă războiul în Ucraina, ucrainienii se tot fereau de românii. Băi, aveți grijă că ăștia au pretenții teritoriale, feriți-vă de ei, hai să ne pregătim, chestii, înțelegi? Dar acum vin să plângă în spatele așa pe umărul nostru. Ajutați-ne și pe noi, băi, potoliți-vă, că bani pentru românii din Bucovina și din sudul Basarabiei nu se găsesc. Pentru cine știe ce prostii militare, sunt bani. S-a încheiat războiul din unde? Ucraina. Teritoriile alea se află sub un armisticiu momentan, nu știu ce se întâmplă și sincer să fiu, nu prea mă interesează. Păi cum stai cu văpaia, așa, vorbaia la manșeta țării și ce, tu... ne arde văpaia la urechi? Păi nu se fiecare știe că lucrurile astea iau amploare foarte repede. Eu consider că suntem capabili să ne apărăm teritoriile, așa că puțin îmi pasă de ce se întâmplă în alte părți. Atâta timp cât nu sunt români implicați. Noi cu ce să ieșim? Cu furcile din dotare? Cu ce să ieșim? Cum depinde foarte mult de autorități. Vei fi surprinsă să afli că armata română stă foarte bine. E armata, dar armata e condusă de... Cine conduce armata? Sunt niște miniștri. Știi acolo, că în istorie... vorbim de politică. Știi că în istorie România au întors armele de multe ori, așa că... Eu ți-am pregătit, bine, să lăsăm deoparte subiectul ăsta, ți-am pregătit un horoscop
Dar nu înainte, horoscopul o să ți-l spun după ce o să facem puțină mișcare. Că avem și astăzi gimnastică. Ai noștri prieteni de la My Gym, care se află peste drum pe aici, îi găsiți voi. Voi toți v-ați prieteni de noi. Doar da. Eu. Doar tu nu. Eu m-am împrietenit pentru că îi urmăresc, dar la sală nu prea îmi place să merg. Da, hai să facem puțină mișcare alături de prietenii de la My Gym. Ne-au pregătit câteva exerciții pentru fete astăzi. O să te intereseze. Mie nu-mi place să am instructor de sală, că e ca și cum mi-ar da comenzi, așa și nu... Nu, no, păi să vezi. E prietenos? La, așa sunteți voi, fete. Foarte prietenos, știi, din codiță, dacă... Hai să facem puțină mișcare și revenim cu horoscopul zilei de 22 aprilie. Bună dimineața din nou, alături de Corina vom prezenta 3 exerciții, câte unul pentru pectoral, musculatura mușchii dorsali și mușchiul deltoid, mușchiul umărului, alături de un exercițiu pentru abdomen. Îi dăm drumul, ne așezăm la sol, Corina va lucra varianta ușoară, iar eu varianta puțin mai grea. Da? Niște flotări, ne pregătim, 3, 2, 1 și ne deplasăm pe partea cealaltă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă 4, 3, 2, ultimul, reveni. Pentru eficiență maximă vom lucra în minim 3 serii. Următorul exercițiu, ne vom folosi de gantere, vom face, după cum spuneam, un exercițiu destinat mușchilor dorsali. Depărtăm picioarele la nivelul umerilor, spatele drept, aplecăm brațele, ridicăm lateral, revenim în poziție inițială, după care tragem coatele la nivelul umerilor. De precizat că putem folosi un rând de gantere sau orice alte greutăți pe care le putem găsi acasă, da? Ne pregătim, 3, 2, 1, sus. 1, îndoim coatele, sus. 2, îndoim coatele și ridicăm. Perfect. Foarte bine. Încă 8, sus. 7, sus. 6, sus. 5, sus. 4, sus. 3, sus. 2, sus. Și ultima repetare dublă. Stop. Scuturăm, respirăm. Nu mai trebuie să amintim. Eficiența crește odată cu creșterea numărului de serii. Următorul exercițiu îl vom lucra tot cu ajutorul ganterelor sau, bineînțeles, oricăror greutăți pe care le găsim acasă. Din aceeași poziție, aproximativ aceeași poziție, spatele a plecat, spatele drept, trunchiul a plecat spre înainte. Alternativ, ridicăm brațul în prelungirea corpului. Ne pregătim, 3, 2, 1, ușor, dreptul primul, îi dăm drum. Sus, revenim. Tindem bine brațul în prelungirea corpului. Foarte bine. Continuăm, încă 8 duble. Sus. 7. 6. 5. 4, 3, 2 și ultima dublă. Stop. Îndreptăm, lăsăm ganterele. Foarte bine. O să ne așezăm la sol pentru următorul exercițiu și ultimul destinat musculaturii abdominale. Întindem membrele inferioare, poziționăm mâinile la ceafă fără să împreunăm degetele și în același timp ridicăm spatele.
lăsăm genunchiul și ne întâlnim la jumătate. Ne pregătim, numai piciorul stâng și brațul drept, 3, 2, 1, sus. 1, revenim. 2, revenim. 3, revenim. 4, revenim. 5, încă 10, foarte bine. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flectăm genunchii pentru relaxarea abdomenului. Masăm respectiva grupă de mușchi. Întindem și ne pregătim celelalte 15 repetări pentru membru inferior drept și brațul stâng. 3, 2, 1, sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă 5, 4, 3, 2, 1, stop. Flectăm genunchii, masăm ușor abdomenul, respirăm, inspir pe nas, expir pe gură, ne ridicăm ușor. Cu acesta programul nostru a luat sfârșit, vă dorim o zi frumoasă! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății, numărul 7, sau la telefon 0766 430 639.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, ei bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lumea televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțul, adu-ți un stilou. Se poate, domnule, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurt și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor.
Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă crede. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Credem că dreptul la ocrotirea sănătății trebuie să fie garantat. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Respect în trafic. Pentru viață. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi aici.
Iată că am revenit, dragi prieteni, aici în platoul Cafea de 10. Acum mă gândeam, dragul meu coleg Costin, că ar trebui să avem acest ceas și în pauza de la 10 și jumătate. De ce? Ca să nu ne mai trezim aruncați în direct așa. E așa, să trăiești viața la maxim, suspans. Da, înainte de toate aș vrea să-i spun bună dimineața invitatei noastre dragi de astăzi. E o prietenă a emisiunii Cafeaua de 10 și totodată... Hey, a venit Michael! Da, este un pui mic de Michael cu pălărie și geacă bej. Da, și să știi că eu cunosc și un pui mic de cioran îmbrăcat în fustă lungă și neagră, se numește Chris Simion și o salutăm. Înainte să vorbesc cu tine... Dar nu-i spus numele! Păi cum, toată lumea o știe, nici nu mai trebuie să mai pronunț eu. Este vorba de Roxana Clopotaru, bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața, dragi telespectatori, bună dimineața, dragi colegi și prieteni! Bună dimineața! Noi spunem bună dimineața Costin... până la 4 după mine. Iar a venit cu diplome multe. Eu nu mai știu ce să mai fac cu atâtea diplome. De data asta m-a dus doar 4, n-am mai umplut. Eu cred că ultima diplomă am luat-o în clasa 1 și poate că, că și aia mi-au dat așa ca să și am avut una în clasa 1 și aia a fost mențiune. Mențiune ai luat, am înțeles. Da, am aflat că o să-și deschidă un magazin. O să văd tu. Nu. O să-și vândă diplome, o să... Îți închipui când va avea Roxana un copil și va vedea atâtea diplome, săracul copil, ce o să zică, aoleu, eu trebuie să iau și mai multe decât mama, ce întrebe, mă fac? Tu ești mama mea? A, ce mândră! Păi suntem și noi mândri de ea, îți dai seama cum o să fie copila și ei. Și o felicităm, uite-mă, eu mai am ceva aici. Păi avem mai multe premii cu care a venit astăzi și o să vorbim despre toate, despre fiecare în parte, de fapt. Uite, a venit și cu un răvaș. Sunt curioasă. Ia să vedem ce e acolo. Este tot un fel de diplomă de la festivalul organizat de Clubul Victorioșilor de Teatrul Junior în perioada 1-3 aprilie. Este un sop de nobilare pe care ești, am primit eu în calitate ești de cavaler? Prezentator al festivalului. Nu, te-au făcut cavaler? Este prințesă. Apropo de prinț și prințesă. Prințesă? A, ce interesant. Ia uite ce frumos sunt aici. Roxana Clopotaru, prințesa turnului Chindiei. Da? Așa scrie acolo? Da. O să citești tot, dacă vrei. Risov de înnobilare dat astăzi 2 aprilie? Da, atunci a fost și ziua mea. Așa se spune lunii aprilie, prier? Sau da. Ce? Da, 2 aprilie în anul 7523. Mamă, o să-i primi din viitor. Îmi place totuși de cum la facerea lumii, exact ca pe vremuri, știi? Da, adică da. Poziția Chineau este așa, foarte bună. 2016 după Hristos, la curtea domnească a Târgoviștei. Hotărâtam noi, cei care ne-am ostenit să facem întâlnirea mini-vedetelor lângă turnul Chindiei, între 1 și 3 prier în cetatea Târgoviștei, să ridicăm la rangul de prințesa turnului Chindiei pe Roxana Clopotaru din Târgoviște. Îi este recunoscut harul dat de Dumnezeu și truda depusă alături de magiștri și este conferit acest titlu artistic nobiliar spre a-i fi de trebuință toată viața sa. Așa să ne ajute Dumnezeu, voievod semnat aici, voievod al artelor lângă turnul Chindiei, domnul Victor Mihalache. Ceilalți treceți la spânzurătoare. Uite, Roxana ne-a adus și turnul, n-a putut să vină cu cel original, ne-a adus unul mai mic din lemn. Să știi că arată foarte bine. Da, și vreau să spun că toți copiii care au participat la întâlnirea mini-vedetelor lângă turnul Chindiei au primit astfel de trofeu realizat manual. Da, am urmărit postările voastre pe Facebook, este făcut de un meșter popular, să-i spunem așa, care a sculptat fiecare trofeu în parte pentru fiecare... Știi de... Și oricum nu seamănă, știi? Știi ce mă frământă pe mine? Unul cu celălalt. Unde-i vodă? Păi uite, ți-l dau ție să te uiți. Vodă sau voia? Ia să vedem. Că tot ai... Vodă-i la fereastră aici. Uite-l, îl vedeai, da, e mic. Că tu mi-l stinsă și nu-l vedeai. Vodă! Că tot ai amintit, Costin, de prinț, prințese. Uite, avem și noi
o excelență în vizită la Târgoviște. Este vorba de excelența sa, ambasadoarea Republicii Cuba. Ah, vine cu trabucuri. În România, Iliana Hernández Portales. Aduce havane! Așa. Domnia sa, începând cu ora 11, s-a aflat, cu ora 10, s-a aflat într-o vizită la colegiul Paul Bănică, adică școala numărul 11, iar începând cu ora 11, adică fix acum, 4 minute, 5 minute, a început o vizită la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, care se numește Omenia, la CARP, CARP, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Crab la grătar? Iar în programul domniei sale se numără și o vizită la Muzeul Artelor, Muzeul Revoluției. La 14 ne întâlnim și noi cu domnia ei, că... Vine uite, la noi? Nu, este Dineul. La Dineu mergem și noi. La plăcinte înainte! Așa. Și începând cu ora 15, delegația face tur în retur. Am înțeles, da, spre e, cu bilet, e bilet dus întors, da, m-am prins. Da, programul l-am găsit... Nu contează, era aici la noi, l-aveam pe masă. Sigur că da. Uite, avem și două trofee pe care ni le-a adus Roxana. Ce văd eu aici, că e denumirea... Astea sunt printre ultimele, că a venit într-o zi și ne-a populat masa, canapelele, decorul, tot era plin de diplome. Da, uitam aici ceva din lemn. Ăsta e brad din pădurile României, e lăcuit. Dar nu-mi place că au scris denumirea în germană a Brașovului. De ce băi, Brașov? Deci e Kronstadt. Dar sună bine, le cunoaște. Nu, suntem în România, suntem în Germania. Sună? Da, bine, danke. Aici a luat locul 1. E un fel de înfrățire, un fel de înfrățire. A noastră cu sașii sunt tot români, dar sunt vorbitori de limbă germană. Este doar o denumire, nu pune nimeni mâna pe Brașovul nostru. Ia, stai, vorbești românește, te asigur. Ia, am gros să plec, îl aveți spălire. Am înțeles. Mai am un anunț de făcut. Prietena emisiunii noastre, Luiza Tăbăcaru, organizează ce să zic eu așa, un fel de strângere de jucării, hăinuțe, bănuți sau alimente neperisabile pe care vrea să le doneze celor 300 de copii orfani de pe Valea Plopului. Toți cei care sunt interesați să-i dau o mână de ajutor o pot face contactând-o pe adresa ei de Facebook, Luiza Georgiana Tăbăcaru. Știu că e un preot acolo care se ocupă de... Este un om minunat înainte de a fi preot, da. Care are grijă de toți cei aproximativ cât? Ajută-mă, răceala asta nu mă mai lasă cu... cei aproximativ 300 de copii orfani sau care provin din familii cu o situație materială mai specială și care cu ajutorul acestuia a reușit să meargă la școală în condiții excelente, merg la olimpiade, da, extraordinar. Am impresia că noi am vorbit prea mult, sau cel puțin eu. Hai să revenim. Dacă mai încep și cu horoscopul. Să revenim la Roxana, să ne spună cum a fost la acest festival și cum a ajuns ea să câștige. Mai văd încă un loc întâi. Da, păi uite, avem două, ca să nu se înțeleagă că le multiplicăm, unul la mine și unul la Costin și cred că vor mai urma și altele. Masterfest, adică pentru oameni mari, deja mai Masterchef, da. Porța fie cu voi. Cum ai ajuns să câștigi aceste primi? Păi, este un festival, a fost de fapt un festival foarte reușit, organizat de Ancuța și Walter Dionisie, doi oameni minunați care au un stil aparte de a face lucrurile și le fac foarte bine. La fel ca la întâlnirea mini-vedetelor lângă turnul Chindiei și acestea sunt niște trofee confecționate manual și dacă vezi tu, sunt diferite. Sunt lefuite diferit. Adică fiecare a fost
altfel, într-un fel. Da, le-ai pus în dilemă. Dimensiunile nu sunt aceleași, da, se observă. Și probabil da. Au tăiat alt copac să facă trofeul ăsta. Din da, copac dar diferiți. Au făcut copiii fericiți. Pentru atâta bucățică mică de lemn la câtă pădure s-a furat în țara noastră acum, mai ales că este vorba de un premiu oferit copiilor. Nu? Ești de acord cu asta? Nu, nu. Știi ce l-aș fi oferit eu? O felicit pentru premii, dar aș fi scos în pădure. Uite, acești copaci ar fi putut fi trofeele voastre. Vă alegeți cât un copac. Ăsta e trofeul vostru. Are 200 de ani. N-are rost să-l tăiem. Puteți să îl adoptați. Nu, pentru o bucățică de lemn te zgârcești acum. Tu nu știi că așa sunt eu. Asta adică copiii ăștia chiar merită, sunt foarte talentați, depun foarte mult efort. Să nu mai zic părinții care, săracii, fac atâta investiție materială da. Și... Așa. Stau cu sufletul la gură acolo în public. Știi da, ce da, da, știi da, cât da, de da, da, rău e să fii părinte, să stai, aoleo, o să câștige, nu o să câștige, Doamne, ce dură este competiția. Păi fiecare părinte stă acolo cu inima ghem să câștige și copilului premiu. Eu o să trimit copilul meu să participe la concurs. Du-te, băiatul, câștigi bine, nu câștigi, important e să participi. Chiar e important și să câștigi premii. Ia spune, Roxana, ai fost însoțită la festival de tatăl tău, nu? Da, am fost și cu tata, am fost și cu doamna Viorica Mihalache, domnul Victor a avut alte lucruri de făcut aici la Târgoviște, la Teatrul Junior și au mai fost și alți copii de la Clubul Victorioșilor, dacă îmi dai voie să-i menționez și pe ei. Te rog, te rog. Și să spun ce premii au obținut. Selena Bobeică, pe care o cunoașteți și voi, a obținut două trofee. Raluca Bălaș, un trofeu. Natalia Marin, un loc întâi. Și Adina Nicolae, un loc doi. Ai, felicităm și noi și așteptăm și aici la cafe. La ceai, la ceainării aici, la noi. Uite, una dintre diplome se acordă solistei clăbătoarul Roxana la secțiunea interpretare limba română. Poezie, nu-i așa? Nu, muzica. Nu, muzică? Păi și de ce interpretare limba română? Interpretare vocală. A, interpretat în limba română și limba engleză. Ai cântat în mai multe limbi? Da. Și care este mulțumesc. De la poezie? A, secțiunea poezie, am găsit-o. Global Human Recovery acordă, mamă, mi iese pe engleză cu vocea asta, ce n-ai putut să vezi. Premiul de excelență concurentei clopotarul Roxana pentru momentul artistic deosebit prezentat la secțiunea poezie. Compoziția ta proprie? Nu, a fost un colaj pe versuri de Nichita Stănescu. Leo, ai că tânără iubirea. Asta îmi place mie de la Nichita, poezia cu Leo, ai că tânără iubirea. Îi încurcă pe mulți la bac, poezia da. Asta. Înseamnă că de acolo vine denumirea de leu. De... Mm-hmm, cu leoaica. Nichita are poezii foarte frumoase. Ne spune, ne povestești, Roxana, ceva despre această frumoasă interpretare a ta? Da, a fost foarte frumos. Mi-a plăcut să lucrez la acest moment la care m-a ajutat domnul Victor Mihalache, cel care se ocupă de partea de teatru a noastră la Clubul Victorioșilor, iar doamna Viorica se ocupă de noi pe partea muzicală. Am transmis, așa mi s-a spus. Nu-mi place să mă laud și nici nu cred că o fac, doar că oamenilor le-a plăcut momentul meu. Dar ce spui dacă ne recici nou? Nu cred că voi recita astăzi Nichita Stănescu, o să vă spun mai târziu o poezie scrisă de mine. Mai bine, compozițiile proprii și originale ale Roxanei nu se opresc aici, pentru că ea a mai câștigat premii și cu poezii patriotice. Era aici, în emisiune, are o poezie foarte frumoasă. Te-ai gândit să ai un volum al tău de poezii? Poate. Nu m-am oprit niciodată din scris și, apropo de poezii, sunt semifinalistă la cel mai mare concurs de creație de poezii din țară, se numește Licart și acum aștept să primesc mail-ul lor, să văd dacă am trecut mai departe. Doamne ajută, ținem pumnii și uite... Dacă am trecut mai departe, merg într-o tabără și acolo voi avea ocazia să îmi public poeziile într-o carte și să fiu premiată și tot așa. Ai auzi, uite, un prim pas spre cartea ta. Păi, ce să zic, ținem pumnii și sper să o aduci. So, noi putem să o punem aici, să știi că încă mai avem loc. Ne mai țin rafturile de diploma? Câteva... Nu, cartea. Aha, ok. Ne mai țin rafturile câteva cărți. Avem și volume publicate de invitați care au fost aici la noi în emisiune.
Unele dintre ele sunt chiar și sub masă acolo, dar să știi că stau bine și ne mai agățăm de ele din când în când. Da, nu, glumesc, sunt în rafturi, evident. Sub masă, ce avem, Costin? Sub masă, nu pot să spun ce avem. Sub masă, adică și ăsta e tot un raft. Uite, am găsit ziarul acela cu... Da, vezi că am văzut o carte acolo, scuză că te întrerup. Sunt multe, noi avem multe. E una micuță și cu o copertă albastră, te rog. Asta? Aia cu litere în slavon, așa. Asta? Da. Am înțeles. Să știi că este și desenată. Are un desen la sfârșit acolo, l-am arătat la un moment dat în emisiune. Vă las voi să discutați despre... evenimentul unde a câștigat Roxana toate diplomele până găsesc eu aici întreb. Sunt mai multe evenimente la care a participat. Ei, hai să unul vorbim dintre despre ele. Ei, am rămas la diploma cu Beatles. Da, pe care o am și aici. Este cea mai frumoasă diplomă pe care am văzut-o. Uite, cu Beatles. Oamenii de obicei la diplome nu sunt creativi așa, dar asta arată foarte bine, nu? Da. Ai reînființat trupa Beatles? Nu. Bineînțeles, premiul întâi, după cum se poate bine da, observa. Nu se putea astfel. Am participat la secțiunea Beatles Tribute la Kronstadt Master Fest, care a constat în nu neapărat imitarea trupei, ci și să transmitem aceleași lucruri pe care le transmiteau cei de la Beatles. Ți-ai făcut o documentare despre formația aceasta, i-ai urmărit îndelung? Pot să spun că i-am urmărit foarte mult pe YouTube cu piesa pe care am cântat-o eu și că am avut și o vestimentație Flower Power din vremea aceea. Este, cred că, rochița aceea verde pe care... Nu, rochița alta? Aceea verde era de la alt moment. Aveam o pereche de pantaloni verzi, cu o bluză roșie cu mâneci largi și cu bendițele care se purtau atunci. Am înțeles. Deci documentare înainte de toate pentru a fi cât mai aproape de spiritul acelor ani. Foarte frumos, Roxana. Ne pregătești și nouă un moment așa din... Da, o să vă cânt și piesa de la interpretare în limba română și o să vă cânt și piesa de la Beatles live. Ia-o-s, Costin, ce surpriză astăzi. Cred că o să ne distrăm foarte tare. Uite, cum mai fer? Avem 4 minute. N-ai vrut să faci sport de dansat, dansezi. A, sigur dansez. Da, dansez, ce să fac acum cu așa dansează invitație de la Roxana? Dansează și Costin, te lasă singur. Da. Vrei să ne mai spui ceva, Costin? Nu. Păi vine pauza peste noi, eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate, să... Păi de ce? Mai avem 3 minute, unde te grăbești? Să lăsăm pe Roxana să-și încălzească vocea. Vrei să o să ne cânte live, ca de obicei, așa cum ne-a obișnuit. Auzi, Roxana, dar când mergi tu așa pe... la festivaluri și urci pe scene, cum îi simți pe ceilalți concurenții? Șoșotesc așa pe la toate. Iar a venit asta să ne ia locul întâi. Aole, sigur, locul întâi e ca și pierdut. Nu neapărat, pentru că uite, aici la Brașov au fost copii foarte, foarte buni, deci a fost un masterclass super puternic și nu privesc din perspectiva asta concurs. Poate să fie spectacol, poate să fie festival, adică nu e tensiune. Și trebuie să fim prieteni înainte de toate, nu concurenți. Chiar așa a spus și Iancuța Dionisie pe scenă, organizatoarea festivalului, că nu suntem concurenți, ci suntem participanți. Da, foarte frumos. Din păcate, la noi în România se înțelege mai puțin faptul că a lucra în echipă întotdeauna este mult mai prolific și mult mai bine decât să fii individualist. Să faci așa omului ca să ieși tu în față, nu? Da, să-i dai un cot așa. Nu, mai bine faci tu un duet cu el și cu siguranță la câștigi. Scuzați-mă că vă întrerup. Am o veste nu foarte bună, e tristă pentru toată lumea. Nu ne da vești triste, te rog. Ba da, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim câteva minute. Hai măi, Costin, ne ții așa în suspans la modul ăsta. Păi, nici colegul din regia de emisie nu are pauză cum să și revenim. Pregătească. Ce poate fi mai trist de atât? <fie->
Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Hai în vacanță la Nisipurile de Aur. Nisipurile de Aur este una dintre cele mai mari și mai cunoscute stațiuni de pe litoralul bulgăresc. Numele îi vine de la culoarea aurie a nisipului, foarte fin, potențat frumos de albastrul cerului și al mării. Este o stațiune veselă și primitoare, un loc unde te poți odihni, dar și distra foarte ușor. Cu 760 de euro beneficiezi de 5 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv la Hotel and Casino Astera de 4 stele pentru tine și partenerul tău. La doar 50 de metri de plaja din stațiunea Nisipurile de Aur, Astera Hotel and Spa oferă acces gratuit la piscinele sale interioare și în aer liber, precum și la centrul de fitness. În Nisipurile de Aur veți putea găsi și numeroase distracții. Când vine seara, încep petrecerile. Pentru iubitorii jocurilor de noroc există cazinouri, iar pentru pasionații de dans există cluburi pe plajă sau în apropierea acesteia. Plajă, mare, soare, cel mai fin nisip. Toate acestea pentru tine și partenerul tău la prețul de 760 de euro. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
can buy me love, love can buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tell me so, can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, then I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. Can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Love cu câtă dragoste ne-ai întâmpinat, Roxana, te rog să iei loc aici alături de mine. Uite cât de singur am rămas în emisiune. Costin, te rog să fii alături de noi. Îți mulțumim, Roxana, foarte frumoasă interpretarea ta. Cu siguranță meriți aceste premii. Mulțumesc. Și cred că mai ai o piesă pregătită pentru noi astăzi. Da. Încă una? Ce bine, ne distrăm. Uite, arată veritabil weekend. Eu ți-am zis că a început, da, azi dimineață. Da, și că tot am vorbit de da, că tot am vorbit de poezie, mi-am adus aminte de cartea aceasta, scrisă de domnul profesor Nicolae Vasile de la Universitatea Valahia din Târgoviște, care se ocupă cu științele inginerești, dar uite, scrie și poezii. Te las pe tine să o citești. Ce înseamnă când nu iubești, că Roxana ne-a cântat despre love, love, love și poezia asta mi se pare foarte de citit pentru tine, uite. Poate ne face așa o interpretare cu voce tare, așa, să vedem. Când nu iubești. Hai zi, voce tare! Când nu iubești e cel mai bine, nu o să rupi nimic din tine. Nu întrebări, frământări, după nimic să nu mori. Fetele sunt mai bărbate, își fac singure de toate. S-a închis. Firme, antreprenoriat, să îl ia weekendul de bărbat, nu-l mai vrea în stare vie, se cumpără la cutie. Bărbatul se cumpără la cutie? Asta spun și eu, nu sună foarte bine. Atunci când alege unul, stă mereu spre el cu fundul. Că nu mai contează tontul, depinde cât este contul. O brută cu bani mulți, cât o mie din cei culți, băieții la rândul lor din dragoste nu mai mor. Au computerizat iubirea, nu se pierd ușor cu firea. Nu mai sar la fete gardul, le aduc acasă cu cardul. Bip, bip. Da. Deci, cum este? Deci, da. Cum este, Roxana, cu dragostea asta? Ești îndrăgostită? Nu poți cumpăra dragostea cu banii. Cred că asta vreau să zică și poezia asta și cântecul meu, nu? Ei, nu știu, de întrebăm pe tine. Tu ești îndrăgostită? Ai iubit? Momentan sunt îndrăgostită de artă. El ți-a zis că vrea teritorii. Da.
Când spui artă, bănesc că te referi cu precădere la domeniul muzical și apoi și la celelalte. Și la poezie, și la teatru, și la pictură. Da. Păi, se vede și cred că în curând o să mai vii cu 20.000 de premii pe aici prin emisiune. Noi oricum te așteptăm cu drag. Și încă o dată te felicităm. Uite, avem și prin planuri. Doamne, câte poate să facă acest coleg al nostru minunat, Alfred. Da, și plus ceilalți trei colegi care sunt în spatele camerelor. Alfred, acum. De când eu mai fi zis cineva pe nume? O să-i Federico, verific. Armando. O să-l verific în pauză, după ce o să ieșim, să vedem dacă are mai mult de două mâini. E Miria Pod. Da. Ai mai găsit ceva? Am găsit interesat? O poezie, Lumina de Paște se numește. Vrei să citesc? Da, citește-ne. Sunt prea multe. O să lăsăm și pe Roxana să citească, că ea este mult mai bună la interpretare decât noi. Bine, hai să citească Roxana atunci. Eu citesc mai târziu. Da? Da. Păi eu citesc poezia mea. Da. Trebuie să ți dăm computerul, da. Nu? L-am găsit și pe Dor de Sulina. Da, sunt poezii foarte frumoase. Câini triști, oameni și câini. Câini și oameni. Copil și cățel. Oameni versus câini. Câini versus da. Oameni. O grămadă de titluri. Da, hai să vedem. Te-ai pregătit? Da. Hai să vedem. Este pregătită Roxana întotdeauna, nu ca noi așa. Pe mine totul mai a prins surprindere. Inclusiv tu cu pauzele tale de publicitate. Da, hai să ascultăm pe Roxana și... Întâi de toate să vă spun că este una dintre poeziile mele semifinaliste la Licart, festivalul de care v-am povestit mai devreme. Și poate finalistă, nu? În cele din... Să sperăm. Doamne ajută, să ținem pomnii. Hai să auzim, Roxana, poezia ta. Se numește Balada DJ-ului Pistruiat. DJ? Da, Balada DJ-ului Pistruiat. Am înțeles. Vindem tăcere pe vorbe iscusite, strecoară ursita prin sute de site, doboară podul croit din minciună și ia-mă cu tine în weekend pe lună. Așează-mă azi, în ziua de mâine, sau fă-mă să mușc o felie de pâine cu dinții sticloși pe care să-i crezi, așa cum i-ai crede pe ochii mei verzi. Agață-mi cercei la urechi alintate și hai să cântăm că vrem libertate, în game majore și pline de vară, când aerul plânge că vrea pe afară. Wow, ce frumos. Foarte frumoasă poezia. Da, Roxana scrie foarte frumos. Eu aș vrea să întreb de unde se inspiră. Ți creezi o poveste înainte și apoi o transpui în versuri sau pur și simplu când te apuci să construiești versurile, creezi povestea? Mă gândesc la ceva prima oară și după ce am făcut așa o strofă, mă gândesc că ar mai merge să mai introduc câte ceva pe acolo. Și îmi vin din pe aproape, rând. În aproape. Da. Am înțeles. Scrii și poezii cu mesaje ascunse? Nu știu, depinde de cum ești un fel de Da Vinci, așa? Nu neapărat. Nu? Ești sigură? Încerc să scriu poezie care să fie înțelese de către oameni, fiecare în felul lui, fiecare cum vrea să înțeleagă și să simtă. Și până acum, cam ce numără de poezii ai așa scrise? Ai idee? Le-ai sunt numărat câteva vreodată? Zeci. Nu știu, nu cred că am ajuns încă la 100. A vrut să spună câteva zeci de mii, dar a greșit. N-am ajuns încă acolo. Încă am mai scris nu. Și eseuri, diferite lucruri. Păi stai să vedem, Roxana are... Câți ani ai tu, Roxana? Tocmai ce am făcut 17. 17 ani, puteai să fii și prim-ministru! De unde, Costin? Uite-te la ea. Știe lumea care e 17 ani să nu zică că... Nu... E... Da, ți-a scăpat porumbelul. Păi da, că eu cu româna stau mai rău. Da, măcar zice să nu zică de lumea. De obicei vorbesc în limba pe care o știu eu, pe care o cunosc. Continuă-ți ideea. Întotdeauna am continuat ideile. Stai liniștită că niciodată nu mă pierd cu firea și mă și amuz. Dar sună bine. Important e că m-am oprit. Am sesizat că am produs o cacofonie. Dar înainte să mă corectez,
Avem un coleg aici în emisie care ne taie lanul, dar foarte bine face. Poate să ne taie și emisia, nu e problemă. La fel de bine. Făcut-o cu una din mâinile lui minunate. Cred că îmi ține ghinion, îmi poartă ghinion, uite, îmi ține degetele încrucișate. Costin, ce te-a amuzat de tare? Nu m-a amuzat nimic. Nu, nu vrei să mai ascultăm pe Roxana, ea cântă foarte frumos. Dar de ce te grăbești? Păi... avem timp. Da, avem timp. Dacă vrei mai citim o poezie? Putem să facem ce vrei tu, Roxana, în timpul emisiunii. Ne bazăm cumva pe tine. Eu aș vrea să ne mai cânti, dacă eu aș vrea să ne spună cum e, eu aș vrea să ne să cântăm, ai răbdare. Deja aș... începe să vă certați pe mine. Aș vrea să ne spună cum mi se pare Brașovul. Îmi place mult. Nu cred, ai avut timp să și vizitezi ceva, Roxana, avut timp să pentru vizitez. Că voi aveți nevoie să vă organizați, să vă odihniți după călătorie. Cum a fost experiența? Am chiar avut sunt curios. Emisiunea duminica trecută aici. Am stat o oră la emisiune până la pauza mare. La 11 am plecat spre Brașov. Pe la 2 eram acolo, a fost și trafic. Și îmi așteptam rândul. Și am mai plecat de acolo undeva pe la miezul nopții. A, festivalul era început când ai ajuns tu? Da. Băi, trebuia să așteptați, mă, ce înseamnă ați început festivalul, soare? Roxana, da, dar ai plecat după miezul, te-ai întors după miezul nopții, dar te-ai am întors plecat cu de folos. Acolo, deci m-am întors undeva pe la 3:30 dimineața. Dar ai venit cu premii, așa că nu mai contează cât ai pierdut da, pe drum. N-am obosit. Și chiar i-am dat un telefon, am trezit-o din somn, asta ca să se știe. Luni dimineață. Luni dimineață. Măi, Luca, dar tu chiar n-ai ce face luni dimineață decât să sun oamenii să-i trezești? Da, dar păi... Să mă sunați noapte, că nu... azi noapte. Ești un fel de, un fel de cucoș din ăla alarmă, nu? Da. Dimineața, vreau să mă asigur că a ajuns cu bine și că astăzi va fi prezentă în emisiune și am sunat tocmai ai de sunat luni. Ai sunat de luni? Păi azi e vineri. Păi așa sunt eu mai precaută din fire. Da, și bine am făcut, uite, m-am asigurat că astăzi va fi alături de noi și a venit. Cum te-ai mai fi distrat astăzi, vinerea la sfârșit de weekend, fără Roxana, fără muzică? Uite, creativitate extremă, iubire eternă, nebunie. Cuvinte mari, nu? Hai, mai zine și citesc ceva aici interesant. O, da, uite... Citesc o informație foarte interesantă. Vânzările de flori ar putea ajunge la 8 milioane de euro în weekendul care vine acum. Flori de 8 milioane de euro. În două zile. Cu pentru ce ocazie? Sunt aceste două sărbători, Sfântul Gheorghe și Florile. M-am hotărât, o să mă fac florar. Credem că vrei să ne duci nouă. O să cânte Roxana piesa aia cu mama mea, e florăreasă. Păi, uite, poți contribui și tu la aceste vânzări. Suntem și noi vreo 10 fete prin redacție, dacă ne aduci la fiecare... Mi-i pare rău, a fost o știre falsă, am citit-o, da. Apropo, ai văzut că inițiatoarea legii antifumat s-a mai gândit la un lucru și o să facă programul... Prima baie. Mă auzi? Prima baie? Prima baie. Cum este programul Prima Casă și Prima Mașină, vrea să inițieze programul Prima Baie, care se adresează și este destinat tuturor persoanelor care nu au baie în casă. Da. Serviciu sanitar. Păi ce să zic, se apropie Paștele săptămâna viitoare, ar trebui să inițiem și programul Primul Miel sau Primul Behăit. Da, că, da, apoi, da, primul miel care latră, da, nu. Nu este o inițiativă bună, nu ți se pare bună că în felul ăsta... Uite, vezi ce face Costin, a zis că să nu tăiem lemnul, da, dar vrea să taie mielul. Nu, eu am fost ironic. Dar nu este crunt, cum să tai? Sărbătorile ba, da, nu sunt de acord. Să... Tăierea... Ne facă mai buni. Cum pică asta cu tăiatul mielului? Auzi, povestea asta cu tăiatul, cu sacrificatul mieilor, se trage din Vechiul Testament. N-are nicio legătură cu sărbătoarea creștină care se sărbătorește acum. Dar așa s-a... Așa s-a pomenit, s-a răspândit, cum zice bunica. Da, s-a răspândit tradiția din generație în generație. Da, n-are nicio legătură cu sărbătoarea Pascală. Nu sacrificăm chiar în săptămâna patimilor. Nu trebuie să sacrificăm nimic.
Asta spun și eu, de ce să sacrificăm mielul în săptămâna patimilor? Nu trebuie să fim mai buni să... Dar nu trebuie sacrificat chiar niciodată. Chiar tu o să ții post săptămâna viitoare? O să vii cu covrigi la serviciu? Dacă vrei părerea mea despre post, nu. Pentru că a ține post înseamnă mult mai mult decât de la te abține... Ceea ce vei spune acum te costă la, câteva semnături în plus sau în minus. De la mâncare. Nu. Vorbesc foarte serios. Asta e, semnăturile cum vin, se duc și păi cum nu, se duc așa. Păi nu, dar de la mâncare poți să mai ții post și de la alte lucruri. Păi eu ce zic? Asta înseamnă să ții post și trupesc și sufletește. Am înțeles. Deci nu mai pot degeaba să bârfești și... cu băbuțele tale de la răcari. Trebuie să doar să vorbești frumos și să dai doar vești bune, să fii mult mai înțelept, mai îngăduitor. Da. Săptămâna viitoare o să-mi fac un plan. În fiecare zi o să-ți cer câte ceva și o să-ți amintesc că ești creștin și că va trebui să te comporți ca atare, să, știi, mă că ajuți. Mulți dintre cei cu care te întâlnești tu pe stradă s-au născut în credința, în creștinism, dar din păcate nu se comportă ca... de creștini. Așa că să fim serioși. Păi au fost botezați cu forța că dacă te botează mama la câteva luni, ce să faci? Asta e. Devii creștin ortodox cu sau fără voia ta. Da, în fine, hai să trecem peste povestea asta că e mult prea mult de discutat. A zice să ne mai cânte Roxana următoarea piesă pentru că mai avem 5 minute și se încheie emisiunea. Atât am par lăvrăgit azi cu tine 2 ore. Îți vine să crezi? Nu prea. Că am avut ce vorbi 2 ore. Păi, dacă nu era Roxana aici, cred că ne luam la bătaie. Am spus și destule lucruri mai puțin bune, dar nu cu mesaje din astea urâte așa, nu? Hai că ne descurcăm așa. Și nu-mi place cuvântul ăsta, te descurca, sună așa... Nu știu, te descurci. Da, hai să ne pregătim pentru următoarea sună piesă. Sună neprofesionist, Raluca. Da. Vei reuși. Nu te vei descurca, vei reuși. Exact, da. Hai să ascultăm următoarea piesă pe care, ce piesă este sunică? O piesă despre țară. Noastră? Da. Piesă patriotică? Compusă de Ion Aldea Teodorovic și pe versuri pe de Grigore Vieru meu. Da. Dacă reușești să mă fac să plâng, e ok. Să pregătesc Batista Costin? Da. Ești sensibil la lucruri din acestea? Tu vezi ce am la mână? Așa că... Da, ești patriot în adevăratul sens al cuvântului. În toate punctele de vedere. Da. Aș renunța la mâncare pentru românii care suferă în afara granițelor. Ai fi dispus să faci o grevă? Nu, aș da de la mine pentru ei. Băi, acum cinstit vorbim, din cât ai și tu, că doar nu... Nu știu cât ar face asta. Da, noi o să... Trebuie să ne luăm la revedere, din păcate. Da. Dar Roxana o să ne cânte. Și dacă nu vrem. N-ai ce face, nu poți să stai în direct până la ora 4. Da. Noi o să ne vedem, era să spun abia mâine. Abia m-am obișnuit să știi luni, că abia am făcut încălzirea. Da. Luni de la ora 10, aici în platoul ceaiului de 10, platoul cafelei de 10, împreună cu a noastră colegă Iulia Gherca. Ți-a lipsit azi, nu? Așa că ne vedem luni de la ora 10 aici la Columna TV. Nu uitați că puteți revedeți emisiunea pe site-ul nostru www.columnatv.ro sau în reluare de la ora 1 noapte, dacă n-aveți somn. Acum haideți să ascultăm pe Roxana să vedem dacă vărsăm lacrimi. Ne vedem luni de la 10. Graiule, graiule, ești izvorul de lumină din care m-am firit, a mea frunte se închină părintescului tău chip. Graiule, pune milost
ți-a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Te-a rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul. Feii tăi te-au supărat, graiule. Ce iar ai odrăslit, iertare, 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 că nu te-am apărat, că nu te-am ocrotit. Ne-o fi altora cam frică, eu pe tine te aleg. Fie pâinea cât de mică, numai tu să-mi fii întreg, graiule. Nemilos ți-a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Te-a rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul, te-au supărat, graiule.